Bună, dragilor. Bine ați venit sau ați revenit aici pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Aveam o mică restanță către voi cu toate că, de exemplu, acum când filmez eu, da, afară plo este mohorât, este un pic urâțel, dacă mă întrebați pe mine. Toamna își cam intră în drepturi, însă eu am rămas restantă cu un clip și anume uh, cele mai abuzate parfumuri din vara 2023, Designer Edition, cum ar spune românul de altfel. Bun, avem uh, 10 parfumuri 8 categoric sunt de designer, însă avem două mențiuni speciale, acelea fiind de nișă. Să nu mai stăm prea mult la taclale și să intrăm în problemă. Și voi înainte, înainte și înainte de toate. Um, parfumurile despre care vă voi vorbi sunt. Uh, Preferatele mele au fost cele mai folosite parfumuri în această vară, da? Pentru mulți, multe dintre voi, poate unele nu vi se par chiar de vară. Însă, cum o spun eu mereu, de gustibus, da? Trecem la fapte și vorbim despre, de fapt, începem cu un parfum. Cum miros elegant, dar tineresc, totodată luminos, dar profund, dar care are și acea atingere de burghezie, cum vă mai spuneam eu în alt clip, și anume vom vorbi despre Coco Mademoiselle. Și da, cât de mult iubesc eu Coco Mademoiselle, cam atât de mult. Bun! Haideți să și pufăim, am adus și bloterașe. Ca să vorbim pe subiect. Mm -hmm. Se deschide um, citric, dar pur totodată, da? Are acea atingere pură, ceva gingaș, ceva. Nu știu, tineresc, dar fără a fi juvenil, da? avem o floare de portocal combinată cu un trandafir frumos așezate pe un pat de vanilie, da? ca să vorbim în... Uh... Pentru mine, Coco Mademoiselle uh, EDP este varianta clasică, da? De fapt, asta vreau să spun. Coco Mademoiselle, prima variantă, nu flanker, nu nimic. Este acel parfum, poate multora dintre voi vi se pare că are nevoie de o ocazie specială pentru a-l purta. Însă, în paleta mea olfactivă, acest Coco Mademoiselle este acel parfum Easy Rich, de purtat oriunde, oricând, bine, nu în training la Lidl, dar e nu știu, poate fi și acel parfum de mireasă, poate fi și acel parfum de birou, pentru că nu are nimic in your face, nu are nici ceva buzi, nu are nici ceva extraordinar de sexy în el. E acel parfum uh, bun mai oricând, da? Și uh, pentru mine este unul all um, season, însă cel mai, cel mai mult îl folosesc. Primăvara și vara. Am impresia că înflorește altfel, se dezvoltă altfel în perioada calda anului. Bun. Acesta a fost primul. Al doilea este un parfum. Din nou am două sticle, da. La Coco Mademoiselle. Aceasta mai are ceva prima, da. Dar la acest parfum una din sticluțe este deja goală. Și vom vorbi despre un parfum care este marketat ca fiind parfum bărbătesc, însă pentru mine și, din nou, pentru gusturile mele, acesta este un parfum unisex. Este acel parfum legendar și oricum cred că deja s-a văzut. Vorbim despre Versace The Dreamer, da? Deci asta este pa, oricum târziu m-am gândit și eu din o altă paranteză. Târziu m-am gândit și eu să strâng toate sticluțele ce le-am terminat anul acesta, ca la sfârșitul anului să fac și eu un videoclip cu uite ce am terminat anul acesta. Și oricum eu m-am apucat de YouTube cam târziu, adică cam târziu de la începutul anului, da? și o parte din ele deja au plecat, le-am aruncat, le-am dus la reciclat, însă voi strânge de acum înainte sticluțele. Dar să vorbim despre Versace de Dreamer. Doamne Dumnezeule! Genul de parfum All Season, da, Versace de Dreamer pentru mine, pentru ceea ce îmi place mie să folosesc, pentru felul în care percep eu un parfum, este un parfum total unisex, un parfum all season. Eu de altfel sunt iubitoare printre altele și a notei de tutun. Și Versace de Dreamer este fix acel tutun purtabil în perioada calda anului. Are un tutun ușor pudrat, da? E ceva acolo, da, nu am scos notele, însă pentru fiecare o să vi le las ca de obicei aici. Însă, Versace The Dreamer îmi lasă senzația unui tutun ușor pudrat. Are acel iz old school, fără a pica în latura vintage, da? E foarte, foarte frumos lucrat. Um, Tutun ambrat. Ceva note pudrate, acel fresh aromatic, da? Un fresh aromatic, un parfum de care uh, mă bucur și eu, nu numai soțul meu. Tare, tare frumos, dacă iubiți tutunul. Uh, pentru doamnele ce nu prea sunt în zona parfumurilor unisex, testați l înainte. Dacă sunteți ca și mine și în zona parfumurilor unisex, puteți să-l achiziționați blind. Chiar este un parfum, din nou mă repet, portabil pe întreaga perioada anului. Însă eu, una, îl ador foarte mult în sezonul cald, deoarece e singurul tutun. Hai și. V elegante de la Emir, dar acela nu este de designer, însă acela doar două pufuri și undeva în serile de vară. Acela fiind o clonă destul de reușită în accepțiunea mea pentru Naxos. Următorul este un parfum discontinuat, pentru că am mai vorbit despre el într-un alt clip, am știu că am căutat și atunci, știți, eu vă las linkuri în bara de descriere pentru fiecare parfum, însă acesta nu l-am găsit. Și vorbim despre Classic Wonder Woman, un flanker de la Jean Paul Gaultier, înainte și înainte de toate, ca să înțelegeți de ce am achiziționat eu acest parfum. Păi pentru sticluță, în primul rând, da? Și apoi am fost uh, mega, mega, mega încântată de aromă. Deoarece aici vorbim despre, doamne, Dumnezeule, o deschidere de zahăr, ghimbir, sorbet. Este senzația aceea, este deschiderea aceea ce îți lasă o senzație atât de proaspătă, atât de suculentă. Pur și simplu îți vine să-l bei, cum spun eu, da? Deci chiar îți vine, e un deliciu, chiar e un deliciu. Deloc prea dulce, lipicios pentru sezonul cald, din nou ca o paranteză, eu duc mult dulce. Chiar și în sezonul cald. Deci, pentru mine nu este acel dulce lipicios, da? Este și puțin pudrat. Știu că avea ceva tiare și ceva mosc în bază. Posibil combinația aceasta de tiare și mosc îi dă acest aer ușor pudrat. Nu pică foarte mult în pudră. <laughs> Și uh, nu vă lăsați păcălite de denumire. E, el este de fapt uh, clasic Wonder Woman A uh, Fresh, da? de la Jean Paul Gaultier. A uh, Fresh, nu știu de ce este introdus în numele său, deoarece nu are absolut nimic fresh, da? Nu este este un parfum foarte intens, da? Mirosul în sine este foarte, foarte intens, iar performanța sa este undeva peste medie. Din nou, asta în funcție de uh, piele, în funcție de, în funcție de pH, în funcție de cantitatea de parfum aplicată și mai ales dacă aplicați și pe piele și pe haine sau doar pe piele sau doar pe haine, da? Niciodată ce ține pe mine 12 ore, posibil pe X o să țină 10 ore sau 15 ore, da? Deci asta nu e ceva bătut în cuie. Ok. Trecem acum la numărul 4. Hai că încercăm să. Bine, ele sunt așa, 1, 2, 3, 4, dar uh, nu, a, nu acesta este topul preferințelor. Nu prea aș. Putea face un top cu ele, da? Pur și simplu uh, sunt parfumurile către care eu am întins mâna toată vara. Vorbim acum despre, din nou, două sticluțe ca să înțelegeți uh, când am eu o obsesie, ce înseamnă acea obsesie. Vorbim despre un uh, floral ambrat cu citrice și lavandă. Da. Vorbim despre libră de la Isele. Deci ca să înțelegeți ce haos este la mine în parfumuri și în căpuc, ambele sticluțe sunt de 50 de mililitri, da? Iar eu am consumat identic aceeași cantitate din ambele. Nu puteam să consum decât una, nu, a trebuit să consum din ambele. Ok. Acest libră este uh, prima variantă. Da, Eu cu prima variantă a fost dragoste de la primul puf. Nu, nu mi-a plăcut atât de mult încât să achiziționez niciunul din celelalte flencăre Și am rămas la uh, varianta inițială. Și ce să spun eu despre Libră, când de fapt Libră este acel parfum cunoscut de noi toate. Iubit de unele, urât de altele. Libra are o deschidere ușor, sharp, da, ușor ascuțită, în accepțiunea mea. Însă, se continuă cu acea floare de portocal, acea iasomie, dar și acestea sunt așezate um, pe o bază caldă. Da? Puțin dulce, baza este caldă, puțin dulce, cu ceva mosc și vanilie, zic eu. Este pentru mine, da, pentru mine, genul acela de parfum care îmi mărește încrederea în sine, da? Mă simt mai încrezătoare, mă simt mai puternică, când îl folosesc sunt la modul gata, astăzi pot face orice, mut munții din loc și așa mai departe. E genul acela de parfum care uh, te îmbărbătează, <laughs> da? e lavanda din combinație, uh, lavanda din compoziție, citricele dar și floarea de portocal și asomia îl fac din nou pentru mine un parfum uh, portabil all season, în orice anotimp. Însă ca și la celelalte, pentru mine se dezvoltă altfel vara. Da, altfel uh, stă pe mine libră vara, altfel proiectează vara, altfel se simte vara. Vom vorbi acum despre un parfum care uh, am ceva regrete, în sensul că trebuia la momentul respectiv să uh, îmi fac backup pentru el, pentru că acum se găsește la niște prețuri ușor astronomice, dacă mă întrebați pe mine, pe când eu l-am luat uh, pe timpuri. Când site-ul Parfumo vindea uh, și parfumuri tip tester uh, Apropo, acum câteva zile au reintrodus uh, testerele Și vorbim de testerele din, uh, de la parfumuri și de la produse cosmetice Eu am pus pe grupul uh, Izabelei, prietena mea, uh, de Facebook Parșonista, dacă nu, dacă nu sunteți și voi înscriși și înscrise acolo, sunteți așteptați cu drag. Eu am pus captură de ecran și am anunțat, am dat zvonul. Însă, închizând această paranteză mare, vorbim despre This is Love de la Zadig Voltaire. Parfumul acesta este nebunie. Este un parfum ce îl iubesc din tot sufletul. Am și This is Her, cel puțin la This is Her sunt la a treia sticlă de 100 de mililitri, cred. A doua sau a treia sticlă de 100 de mililitri și am și Just Rock, din nou acela nu se mai găsește nicăieri, din nou o mare greșeală că nu mi-am făcut backup la el. Sticla de 100 de mililitri, însă pur și simplu trag de el, da? Bun, Zadig Voltaire, This Is Love, este copilul, cum spun eu, dintre Just Rock și This Is Her. Uh, însă, Paciului din Just Rock este atenuat în This Is Love cu o mică atingere din This Is Her. Deci nu știu ce veți înțelege voi. Este ca și cum Just Rock și This Is Her au făcut un copil care se numește This Is Love. Însă acest This Is Love seamănă mai mult cu Just Rock, căruia îi adăugăm uh, puțin ghimbir. Da? Cam, cam așa deslușesc eu după atâtea purtări acest This Is Love. Uh, comparația aceasta am făcut-o, după cum v-am spus, având și Just Rock și This Is Her. Însă, This Is Love de This Is Love vorbim, având toate trei parfumurile din această gamă. Din nou, uh, îl văd purtat și toamna și iarna, însă vara, datorită acelei note de ghimbir. Are o efervescență aparte. Are o ușoară prospețime, dacă aș putea spune, cu toate că el în sine este un uh, parfum dulceag, gurmand, Eu una, așa-l percep. Dar superb. superb. Superb, superb, superb și nu știu ce a fost în căpucul meu de nu am luat două sticle. Așa cum la Libra am luat, la Coco Mademoiselle. La fel și Coco Mademoiselle, tot în variantă tester, Versace de Dreamer la fel, adică am parfumuri la care m-a dus pucul să fac backup, însă la Zadig Voltaire This Is Love și Zadig Voltaire Just Rock, nu, nu. Ok, următorul este un parfum. Care multe dintre voi o să-mi spuneți, băi, Rojin, ești nebună, cum să porți așa ceva vara? <gântări> da, eu îl port vara pentru că, ce să vedeți, din nou vara se dezvoltă altfel pe mine. Vorbim despre acel parfum floral, curat, elegant, oarecum versatil, depinde, la acesta depinde un pic ținuta cu cea mai frumoasă miere din categoria designer și acela este Elisab Le Parfum. Da. Pentru mine Elisab Le Parfum este acel combo floare de portocal și iasomie indolică. Chiar este iasomia aceea indolică aici. <laughs> Dar acest combo, v-am mai vorbit eu despre um, Elisab Le Parfum, acest uh, combo nu, nu mă duce în zona parfumurilor cu iz săpunos. Mm, floare de portocal și asomie indolică, combinația aceasta, în alte parfumuri m-a dus în zona aceea săpunoasă. Această chestie nu este valabilă pentru Le Parfum. Pentru mine este, din nou, all season, deoarece îl percep foarte bine echilibrat. Foarte, foarte bine echilibrat. Chiar dacă are acea floare de portocal, acea iasomie indolică și acea miere, este, totul este foarte, foarte bine cântărit, cum spun eu. Nu s-a scăpat mai multă miere, nu s-a scăpat mai multă iasomie, nu. Totul este făcut milimetric. Are, are ceva din toate, cum spun eu. Îl văd și elegant, îl văd și la birou, îl văd și purtat de către o mireasă, îl văd și ca un parfum semnătură, este și curat, este și ușor girly, este și ușor bold. Și din nou, cum v-am zăpăcit, poate voi nu puteți să purtați Elisa Bleu Parfum vara, însă pe mine atunci el se simte cel mai frumușăl. Este un frumușel. Vara este divinisi. Uh, voi vorbea acum despre un parfum, din nou, discontinuat l de... Are băiatul meu 4 ani, cred că de 3 ani. Și încă, încă trag de el, cum spun eu, deoarece el vine în cantitate de 65 de mililitri. Mă uitam pe cutie. Și este acel parfum care am nevoie de el vara, măcar să-l miros de la atomizor, dacă nu să-l folosesc. Um, Bulgaria cu Divina. Deci, fără nicio altă discuție, fără nicio altă prezentare. Bulgaria cu Divina este mirosul brizei mării. Care trece peste părul tău și peste uh, corpul tău, um, când tu abia ieși din mare, da? Fix acea senzație, fix, așa, uh, fix acea imagine mi-o transmite. Este ca și cum tu ieși din mare cu părul ud, uh, corpul ud de apa mării și pur și simplu uh, vine o adiere din briza mării. Fix așa miroase uh, Bulgaria cu divina. Are și, haide totul să-l pulverizăm, mai am cam atât din el. Da? De aceea tot spun eu că trag de el. Doamne Dumnezeule! Are și o, o bergamotă în deschidere. E bergamota aceea foarte minuțios și foarte, foarte frumos redată. După deschiderea aceasta de bergamotă, te duce către o altă imagine olfactivă. În sensul că pur și simplu vizualizezi malul mării, ești desculță, te plimbi pe malul mării desculță și la un moment dat vezi o bucată de lemn adusă de apa mării. Lemnul acela sărat, nu știu cum să exprim eu prea bine în cuvinte, dar știu ceea ce văd când miros Bulgaria cu adivina. E lemnos, sărat, dar și efervescent datorită bergamotei din deschidere. Mai avem și un ghimbir, însă e în uh, Aqua Divina avem un ghimbir subtil, dar prezent totodată. Nu este ca o paranteză același ghimbir din Zadig This Is Love. În uh, Zadig This Is Love, în accepțiunea mea, ghimbirul uh, își arată colții, ca să spun așa. Pe când în uh, Bulgaria Aqua Divina este... Uh, Subtil dar prezent, fix cum am spus. Fo din nou un parfum foarte, foarte bine echilibrat. Nu-mi lasă nici senzația aceea de parfum acvatic. Chiar dacă este un parfum care eu îl asociez cu marea, nu îmi lasă nici acea tentă de cremă cu SPF, cremă pentru plajă, nu. Este chiar este ceea ce trebuie. Chiar este ceea ce trebuie, și ca de obicei, dacă este ceea ce trebuie, de ce să nu îl taie băieții? Da? Hai să-l discontinuăm. Dacă e bun, gata, nu mai e. Bun. Uh, ultimul din categoria de designer este un parfumel mai uh, ieftinuț, ca să spun așa, dar care nu miroase deloc ieftinuț. Și vorbim aici despre acel floral fructat gurmand, Guess Seductive Red, însă nu este chiar atât de floral fructat gurmand. În ce sens? Vă spun imediat. Nu este acel floral fructat gurmant, deoarece atunci când îl mirosiți, nu vă puteți duce cu gândul nici fix către acel desert, nici fix către acel buchet de flori. Din nou, cum spun eu și cum cred că uh, perla clipului acestui clip va fi uh, perfect echilibrat. Da, este un parfum perfect echilibrat nu pică nici către latura gurmandă, nici către latura florală, e fix pe linia din mijloc. Aici, cireșele categoric sunt în rolul principal, sunt acolo în față, sunt prezente, însă se resimt subtil și violetele combinate cu tonca și vanilie. Deci, ceva divin. Ceva divin. Nu știu de ce l-am achiziționat atât de târziu. Uh, inițial am avut varianta spray de corp și când mi-a ajuns mânuța și pe la sprayurile de corp, că de și acolo sunt multe, dar pentru că sunt multe niciodată nu ajungem unde trebuie. Am spus bun, miroși bine, Hai vin -o în viața mea și sub formă de parfum. La acest uh, tablou, cu cireșe în rolul principal, uh, violete combinate cu uh, tonca și vanilie, uh, are un ceva. Are un ceva. Eu resimt un lemn de santal. Un lemn de santal care însă nu este proeminent nu este ceva, adică dacă nu sunteți în zona notei de lemn de santal, nu vă feriți, măcar să-l testați. Am văzut că și în magazinele DM, DM, drogherie Markt, cum s-or spune, puteți, puteți testa acest Guest activ Red. Vă spuneam că eu resimt o notă de lemn de santal care îi conferă oarecum și o aură misterioasă. Adică nu e neapărat acel parfum jucăuș, neapărat acel parfum girly, are totuși acolo acel ceva. Dar superb. Am văzut um, un clip zilele trecute de-al uh, Mihaelei. Te salut dacă mă vezi! Coffee and Perfumes. Uh, în care și ea vorbea despre el și îl asemăna, îl asemăna. Spunea că are ceva din bacara. Pe pielea mea eu nu resimt nimic din bacara. Eu simt foarte multe cireșe combinate cu tonca și vanilie. Pe mine așa se dezvoltă. Dar dați un nas că nici eu n-am știut ce am pierdut atâta timp. Și am ajuns la ultimele două parfumele. Era să spun parșoane de la discuțiile mele cu Iza. Că la noi parfumurile nu se numesc parfumuri, ci se numesc parșoane. Și vom vorbi aici despre un parfum lansat anul acesta. Dacă am făcut și unboxing și primele impresii. De la Teodoro Scalotinis și anume Lemontart. Da, Lemon Tart a fost și el un parfum destul de abuzat, dar destul de abuzat în sensul că îl iubesc. Deci îl iubesc din toți plămânii și din toți ficații mei, dar vroiam și eu, domnule Teodoros Scalotinis, un pic de zvâc în parfumul ăsta. Vroiam și eu să, să fie prezent mai mult timp, da? să fie prezent mai mult timp, însă trebuie reaplicat și cu acest lemon tart am și o mică povestioară. În ce sens? Atunci când l-am primit imediat în ziua în care am primit coletul. Am și filmat clipul, știu foarte, foarte clar că um, mi aduc foarte bine aminte faptul că am resimțit o coajă de lămâie dulce, acea tartă cu unt, da, cu blat crocant și uh, acel sirop de lămâie îndulcit. De atunci, de când am filmat unboxing-ul, cred că două luni, da, o să zice, știu că sunt nebună, dar cred că două luni nu m-am atins de el. Pentru că au, fost, au intrat alte parfumuri la testat, au intrat alte parfumuri la purtat, uh, a fost și febra achizițiilor, by the way, e și acum febra achizițiilor și la momentul acela așa l-am perceput. Acum este o bombă cu unt, dar în sensul bun al cuvântului, da? este acel parfum deliciu divin de vis pentru uh, iubitorii gurmandelor. Blat de unt, cremă de cremă de zahăr cu cremă de zahăr cu lămâie, însă undeva în fundal. Adică la momentul de față presupun Așa am văzut eu logica. Dacă voi aveți altă impresie sau dacă voi aveți alte parfumuri de la Calotinis și ați pățit așa ceva cu ele, în sensul că nu le-ați folosit o lună, două, iar apoi au mirosit altfel, chiar vă rog să împărtășiți și cu mine în secțiunea comentarii treaba aceasta. Pentru că, după capul meu, eu am impresia că acest parfum s-a macerat, automat nefiind pufăit. Două luni, aproape două luni, de fapt și a ajuns la acest nivel. Este. Un gurmand categoric și la ora actuală, îl ador categoric și la ora actuală, dar să nu mă înțelegeți greșit, îl voi purta și la toamnă și la iarnă să văd cum cum se va dezvolta. Însă în momentul de față este mult mai mult pe latura parfumurilor gurmande, da? Uh, vezi blatul acela mult mai mare <laughs> față de crema cu lămâie. Crema cu lămâie o vezi într-un strat mai micuț, iar blatul cu unt crocant îl vezi ușor mai pufos. Ca să vă faceți o idee cum îl, cum îl resimt. Dar nu vă gândiți că este, când am spus că este bombă cu unt, nu vă gândiți că este ceva grețos în el în momentul de față. Nu. Uh, are. Uh, ceva erat totodată, da? E un uh, gurmand aerat. Și rămâne în continuare acel gurmand cremos, rece. De ce spun rece? Uh, compoziția, rețeta parfumului mă duce cu gândul Exact cum v-am spus, la acea tartă servită rece. Nu face parte din categoria uh, gurmandelor, um, gurmand copt la, la cuptor, gurmand cald, cum este lira, de exemplu. da? Lira este în partea aceasta, lemon tart este în partea cealaltă. Dar foarte, foarte fain și la ora actuală. Din nou, dacă aveți lemon tart... Um, și nu l-ați pufăit de ceva timp, pufăiți-l și explicați-mi și mie în comentarii dacă doar mie mi s-a întâmplat treaba aceasta. Și ultimul, dar nu cel din urmă, este un floral fructat, moscat, acel parfum luminos și anume Lazy Sunday Morning de la Replica. Acest parfumel um, am legat o amintire de acest parfum, de asta am lăsat vocea un pic mai jos, cum spun eu, și am devenit oarecum melancolică. S-a întâmplat să port într-o anumită zi din această vară acest parfum, însă, depășind momentul, îmi cer scuze. Bun. Ok. Lazy Sunday Morning înseamnă acel parfum care mă face să vizualizez uh, rufe proaspăt spălate, limpezite cu un uh, balsam de rufe floral da? și pur și simplu cum sunt ele frumușel întinse pe o sârmă la soare. Uh, nu briza mării, nu nimic. Pur și simplu rufe proaspăt spălate, limpezite într-un balsam floral și uscate pe, pe sârmă în, în razele soarelui. Are o notă de hidică, acest Lazy Sunday Morning, care mie îmi place foarte mult. Eu nu prea sunt în, în zona parfumurilor aldehidice, nu, momentan nu știu, nu sunt acolo, nu aldehidic. Însă, nota aldehidică din acesta îi dă da acea um, senzație de curat, acea puritate. Nu mă duce în zona aceea care mie nu prea îmi place, cu care asociez eu, de fapt, termenul de nota aldehidică. Nu îl duce în zona săpunoaselor, da? Eu când văd un parfum și note, văd uh, note aldehidice, mi-au panică și zic opa asta e că ăsta o să miroase a săpun. Uh, Lazy Sunday Morning nu miroase a săpun, nu. Este ceva pur, uh, este ceva curat și da. Uh, ei pe sticluță s-au gândit să scrie uh, soft, uh, nu. Provenance and Period Florence 2003 Nu, pe mine acest parfum Nu mă duce cu gândul la Florența Ci pur și simplu mă duce cu gândul la uh, Un resort Dacă nu chiar acel resort hotelier Unde am fost în această vară De pe Malumări. Uh, Resortul, Resortul acela hotelier Uh, ușor high class, care uh, în momentul în care deschizi ușa și intri în cameră, uh, lenjeria de pe pat este uh, așezată la linie, cum spun eu și are acel miros, da, acel miros uh, mă duce pe mine cu gândul la acest parfum. Este fix de acolo, da, fix de acolo. Dacă își merită banii? În opinia mea, nu. Nu, pentru că nici acest parfumel nu stă extraordinar de bine la capitolul performanțe. Adică suma mi se pare ușor exorbitantă pentru ceea ce oferă. Bun, cam atât pentru astăzi. Acesta cu acest clip voi încheia categoria și subiectul vară 2023 și urmează să ne reintrăm în subiectul toamnă, iarnă 2023. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final. Dacă nu v-ați abonat, v-aș mulțumi dacă ați face-o. De asemenea, dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut, dați-mi și mie un like. Dacă aveți prieteni sau prietene uh, pasionate la început de drum sau habornice deja în ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, distribuiți acest videoclip ca să știe ce vorbește Rojin aici. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag și până data viitoare vă doresc zile fabuloase. O să începem să căutăm soarele, să știți, și neapărat, neapărat mega, mega parfumate. Vă mulțumesc, v-am pupat!